În ceea ce privește direcția de asistență socială, până acum s-au înscris un număr de 1046 de persoane pentru a beneficia de tichete sociale. Inițial termenul era pentru vineri, însă având în vedere faptul că abia am modificat regulamentul în sensul de a obține aceste beneficii și cei care dețin certificat de încadrare în grad cu handicap grav și accentuat, cu venituri reduse, să poată beneficia de aceste etichete, astfel încât și în această săptămână vom mai primi cereri pentru acest lucru. Iar de asemenea, în ceea ce privește acordarea de facilități pentru transportul public în comun, până acum, pentru luna aprilie, s-au primit un număr de 106 solicitări pentru legitimații gratuite.